Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi ne aflăm la un prieten foarte bun care mi l-am făcut mai de mult, pe Costeluș Munteanu. Mergem la căsuța lui din care și-o construiește, unde își face un nou proiect. Să vedem pe unde ne bagă domnul Costeluș. Am venit cu furia galbenă. Să vedem ce facem noi azi o zi la Costeluș. Costeluș Munteanu. Uitați-l pe Costeluș Munteanu. Domnul Costeluș Munteanu. Unde te bagi, Costeluș? Costeluș, unde te bagi? Lăsăm acolo? Bă, acolo. Cam atât, am ajuns. Dragi prieteni, am ajuns la domnul Costel, Costeluș Munteanu. Cum am promis, am venit să-l ajut la căbănuț, la căsuț. Mulțumesc frumos! Dar uite, aici nu înțeles lumea un pic, eu fac mai mult design, știi, că eu ziceam. Că tot mă întrebă, ce faci, mă? Tu dormi acolo, tu. Dar am văzut o chestie. Aici ceva. Oare câte capuri o să dau azi asta, Costeluș? Nu știu, dar le numărăm. Da? Să vedem câte. Trebuie un pic să mă aplec. Am venit pregătit cu drujbă, cu tot ce trebuie. Că am văzut că Costeluș cam o drujbă de... s-o cam chinuit ieri cu aia lui. Are ceva probleme, dar eu am avut două, mi-am luat una nouă, la pachet cu motocoasă, știi? A. 400 de lei cu tot cu motocoasă, știi? Okay. A, zici, așa mă chinuiam și eu cu aia la altă veche, știi? Și asta e nou, am făcut și eu pe la mine pe acasă. Hai, alegem un din ăla. Hai să putem prima oară pe acolo, nu? Cum? Chiar l-am măsurat deja. Ia să vedem. Costeluș? Da? N-am mâncat pomana porcului acasă? Cam asta. Dar azi facem un ceaunel la proțap, ce? Aici, la proțap, la chirostii. Un ceaunel la, cum îi zice, la aia, am uitat. Aici vreau să pun, da? Să aduc un pic să dau cu ciucănelul. Mai faci gaură? Ba da, mai fac ulea cu gaură și bată, nu știi? Hai da! Era bun să-l scurmăm ulea aici să facem... Ce? Asta ce? Rotund. De ce? O scobitură, știi? A. A? Hai ca drug drujbă. A? Da. Aici, nu? Să-l bag cumva, cumva forța, știi, că adică... Oh.
Așa, e bun așa. Îi dau un pic ciocanul. E bună? Da, perfect. Tot ce trebuie. Deci asta trebuie să înțeleagă lumea că aici o facem mai mult de design. Că mai stăm noi și facem o noapte așa, o noapte albă pe aici. De... Că multă lume zicea, încă o chestie, că sta fobit, filmez. Da. Dar noi vine să fac eu provocare la dumneata. Să dormi o noapte aici? Da, nu, e prea frig. Prea frig, dacă frig greu. Poți fi mai cald. Adică lumea trebuie să știe că suța hobbit normal e făcută cerc, știi? E forma normal. Că suța hobbit are forma de cerc, știi? Uh-huh. Adică acoperișul e în formă de cerc, geamurile în formă de cerc, ușa la fel. Dar noi o ajustăm un pic. Dar îmi plac, știi ce îmi plac? Ce? Îmi plac astea, obloanele astea, tip geam, care vrei să le faci tu aici. Îți cu deschidere cu balamale. Da. A, mișto e. O să pun de jos. E ca un fel de căsă de vânătoare. Deci aici o să-i pun balamale. Și când o să se închidă, știi, se închidă sus. Că dacă, de exemplu, ieși afară să bei o cafea, deschizi obloanele, ai pus cafeaua și ai și măsuță. Cu suport, nu? Da, nu? Nu-i mișto? Bine, bravo. Ai găsit unul? 1,20? 1,20 ar, da. E destul de grosuț. Da, e la 1,21, cam așa. 1,21. Uite, am făcut și un pic de șanț aici. Ai găsit un fazan ceva? Da. Ia să vedem ce facem noi acum. I-am promis asară lui Costeluș. Caz. Îi fac o vizită și mâncăm aici tochitura porcului, dacă acasă n-am avut timp, aici e frumos, aici e frumos să mâncăm, să ne distrăm, muncim ca băieții. Acum o măsura cu stelușoare, dar s-a face o leacă de găurică acolo, da, așteptăm. Vine moșul de la munte. Da. Uite. Da. Păi mai aveam încă o dată mersi de ajutor. Ei, dar e plăcerea mea, Costeluș. Ce zice, ai bun? Bun, nu? Eu le-am mai așa, dar oricum. Aici. Am de pe la 123, vine un pic curbat. Uite și pe al doilea, domnul Costeluș. Mersi, Marian. Uite aici, nu? Cam așa, nu? Da. Aici a fost o casă care o obs, știi? Aici, pe terenul ăsta? Da. Eu da, copiii foc. O bine să o jucă pe aici cu chibrituri, cu așa, și pe bune. Bun. Așadar? Hai să încălzăm o leacă, Mariană, că încălzăm, belea? Încălzăm, da. E belea de frig. Aici lumea ce zice, că cald de acolo. Da, stăm la pielea goală. Cred că. Nu, e frig rău. Răding lumina, dar să facem o leacă de foc. Nu de alta, da. Asta nu, îl punem că ăsta e verde. Da, e verde și arde. A, scrie, punem, am să-l nemuscat.
Cred că cel mai bine e să ți dau la uscăturile astea, că văd că la iarbă e cu o dus întoarsă. Uite, din partea asta, Costel, văd ceva mai uscat aici, de sub. Corect. Fum să... căzut bruma. Costel, fum să iasă. Fum să iasă, nu? Fum să iasă. Căldură. Da. Avem și o... Am oprit dimineața și am luat pâinii. Facem și o pomăniță azi. Cum se zice? Pomana porcului. Pomana porcului, dar noi o facem pomeniță sau... Pomeniță. Adică una mai mică. Corect. Nu la una mai mică de... La cine de cât. Da. E mișto cu arzător să faci foc. Da. Eu așa fac foc, cu arzător, știi? A, să punem niște benzină să scoatem. S-o aprins? Mai scot? Am scot o leac de benzină din drujbă. Uite, Costel, asta paharul ți l-am pregătit de cafea, numai că trebuie să-i pui balamale. Ți l-am lăsat pe geam. A, Costelu, scoate, nu mai scoate, scoate. Am scos 20 de grame. Mai sunt încă 20. Da, mai am eu bezi, nu. Trebuia să aduc totuși bidonul ăla. Ia, oarum? Dacă-i dau eu, dacă-i dau. Ia. A? A. Altă viață. Dă-i pilem, pilem, pilem. Vezi că nici iarba asta nu mai arde, că dacă e udă, normal. De cât o arde? Până de seară s-a prins. Mă duc să mai aduc niște benzină. Cum? Unde? Ăla ce era? Iepuri? Care ai zis tu? Ăla era iepuri? Care l-ai văzut dimineață? Care? Acolo, alb, cu blană. A, da? Păi ce da, alb. Eu așa, după cum știu. La scara asta tu ai făcut-o cu oseluș? Da. Ca să mă urc în copac, am pus o cameră. Aha. Aha. Ți-a venit camera? Nu. Ce mă? Fântână ultimiere aici, am tăiat purcica. Am hrănit-o numai cu mierii, băi, în fiecare dimineață și la prânz, câte o tigaie de mierii dădeam. Da. Să? Ține un pic să faci rău? Să aduc eu un cui, așa? Da, cum să nu? Te rog. Da, ce fugi? Să las pentru cui de un pat cu ceau, okay? Coliba ciobănașului, cum zicea la reclama aia, știi? Mățălițăță. Legat. Bine. Asta e dat la toate, nu? Da. Da? Te rog, mai stai un pic la foc, să mai pune două. Mai așezăm? Da.
Costel? Da. Mergi cu domnul. Ok. Ai grijă de tine. Ia să vedem mai ce avem aici la focul ăsta. Cred că ar trebui noi să punem ceaunelul să tochească untura aia. Aha. Hai să dăm. Vrei să punem de ceaunel? Hai să punem ceva cu focul mai bun, nu? Aproape bun. Aduc drojba și mai tai de aici, din astea, din capitele astea și fac un morman mai mare. Costeluș, ai onoarea tu să facem, să-l tai? Mă duc să aduc un pic drojba. Da. Și ne auzim. Cum? Ne auzim? Mai văzut eu niște uscături pe aici. E așa. Ăsta e verde. Ăsta e verde. Pe ce tăiem? Pe o farfurie. Să fie aici așa. Vai, mamă. A? Ce zici tu? Hai să pregătim între timp și carnea. Acolo, da? Avem aici bidonașul cu apă. Ăsta e de la tir de la tine? Da, ce e așa mic? Aveam mai multe. Aveam unul mare, unul mijlociu, unul mic. Ăsta mic îl țineam la căldură, ăla mare îl țineam jos și ăla mijlociu în, acolo, în asta, cum zice, în cușet. Avem mai multe, știi? Da. Ia auzi cum se aude. Ascultă un pic. M-am gândit eu că mănâncă tochitura lui Ghiță la ceaun aici la tine. N-am făcut, băi, gram de costeluș. N-am făcut tochitura deloc din porcul ăsta. Eu asta am spus în comentarii. Cum faci? Să s-o potrivi la bine, nu? Perfect, nu cu bine. Băi, să știi cu păreri de rău. Pentru cei care se uită, da, asta e. Poftă bună să avem, nu? Da. Tempi... Da. E un pic arigheață pe deasupra, dar e... nu e înghețată. Nu, eu am scos-o de aseară. Deja am apucat de-am băgat-o, știi? Uite, s-o încins acum focul, vezi? Altă viață. Deci, băi, dar... am văzut eu aici. Plana. Eu, uite ce am văzut eu. Noi zicem făcăleț. Costeluș, da? Ai tu onoarea un pic să-l clătești sau ce, cum vrei tu? Sigur că da, dar am vârtit cu lingura mare. Ai lingură unde? Dar tu chiar crezi că eu o vedeam? Aici? N-am știut că ai adus lingură. Mamă, ce facem noi cu asta? Acum... Ia uite, băi, că e și soarele, Costeluș. Vai, ce frumuseți, Costel, aici la tine. Vai. Cum arată? Mamă. Costeluș, poți să-l lași un pic mai mare? Da?
Da. Sau mai mari, ok. Oricum se strânge, știi? Tai-le bucăți mai mari. Uite, aia, cum e aia? Cer scuze că... Cum e asta așa? Cred că așa ar merge să le lași, că să mai strâng, să facă numai buni. Da. Băi, dar oare eu fi prea tare focul ăsta? Da. Să nu sară pe jarc, după aia ia foc. O, tilia! E tilia! Să mai învârtim o leacă. Hai, toarnă, toarnă, să ia că nu se arde. Cum? Băi, costeluș, mă. Hai, mamă. Cu costeluș în bucătărie. Hai, mamă. Auzi cum s-aude. Cum? Ce frumos s-aude. Hai, mamă. Stai că aveam și mânuță, dar nu pot să bag mâna. Hai că am prăcut. Vreme frumoasă, oare de asta mai prindim costeluș? Nu știu dacă de vreme. Stai așa. N-are cum să fie mai frumos ca azi, nu? Corect. Da, s-o cam... Mi-am cam împotmolit, băi, costeluș. Ia uite, fel. Da, da, bine. Corect. Ia uite, a pârlit. Te-a pârlit un pic? Nu-i bai, nu? Costeluș, trage-l mai în dreapta sau mai în stânga, așa, să nu o ia prea tare. Uh-huh. Da? La foc mic să faci, nu tare. Corect. Zic și eu. Aici, aici confirm și eu. Opa la ea. Mamă, dar nu-i cam mult? Nu-i tot? Nu-i dai un telefon lui Costeluș? Bine, bine. Păi? Bine, sigur. Nu, cred că aia ajunge, oare? Asta? Celălalt, celălalt. Asta atunci. Ok. Hai, mamă. Asta pune, hai, mamă. Lăsăm. Opa, era să fac numai carne. Să nu credeți că am uitat eu ceva. Am uitat să iau sarea din mașină. A, nu-i târziu niciodată. Am luat de acasă dimineață un bulgări de sare. Da. Am găsit-o, am zis că am uitat-o. Am găsit. Dar știi cine mi-a adus aminte, nu? Nevastă mea, zic. Dar sare nu ți-ai? Ca să nu creadă lumea că am plecat fără știrea nimănui de acasă. E cam, cam nasol să plece așa la o... Să plece... E nasol să plece așa fără... Facem poftă. Cine n-ar petrece așa o zi, nu? Costeluș, îi dai tu un praf acolo? Sigur că da. Eu nu spălat. Ce spune? Mamă. Asta zic și eu, mamă. Mamă, ce bine arată. Dă-i un praf așa, să neci. Știi cum dădea bunicii noștri? Cum? Hai să-ți arăt. Eu așa am văzut, nu știu dacă... Deci bunicii mei cel puțin dădeau așa, în formă de cruce, știi? Da? Așa dădeau, când dădeau prima oară sare. Adică prima oară. Când dădeau ei sare pe ceva care nu mai mâncat sau da. Știu eu. Așa dădea, știi? Da. Așa în formă de cruce. Mai punem încă una și cred că cam, e cam mult. Atât. Mm-hmm. Să nu fie nici prea sărat. Dacă mai trebuie, mai punem noi, să nu fie prea sărat. Mai învățim o leacă. Acum pot să ne-o mânuța în mână. S-a dus ceața. S-a dus ceața. Și ne-am trezit la Gorșna. Cotoroaia. În fundoaia. În fundoaia. Chiar aici e fundoaia? Nu e aici fundoaia. Acolo în parte.
E la Tantilian acolo, da, nu? Poate cade ceva de mănăși, nu? Ma! Oare iese ceva de acolo? Și cu varză murată. Ce, a început să-și miroase? Și fii atent că asta e carne proaspătă. Carne proaspătă? Ieri, de-alaltă ieri. Da, de-alaltă ieri, ieri. Cum ai vezi tu ce poftă facem ca oameni? Zici? Ce zici? Zici că faci poftă? Clar. E, da, ce n-am mai mâncat lumea tochitură la ceaon? Dar nu aici. Pomana porcului. Nu aici, în fundul aia. Corect. Mirosul ăsta nu te galerează. Exact adevărat ca la stână, Costeluș. Nu? A. Exact ca la stână, mă, du-te, mă, du-te, o mie de ani. Poftim? Ai crezut tu că mâncăm altceva, de ce unul? Nici nu mă gândeam asta. Băi, dar azi nu trebuie să mai răscolim o leacă? De cocu? Da. Sau îl lăsăm așa să muhnească o leacă? Da, lasă-l. Da? Bă, dar cum arată, mă? Cum arată? 10 ani. Mă încălzos cu leacă, că o intră chiar soarele în urmă. Și frigunoase. Mă intră soarele în urmă. Băi, fază comică, băi, la tăitul porcului. Am fost plecat la butelei, dar dacă filmam, l-a luat pe unul la... S-a pus în fața porcului, știi? Să-l ațin. L-a luat porcul în, ca pe cum te ia taur în coarne, eu. Și-a fugit cu el prin coteț, a ieșit cu tot cu coteț afară. Băi, din, băi. N-am mai învârtit în ceaunul ăsta. Am ajutat pe Costeluș acolo. Și ceaunul a luat o raznă. Am acoperit o parte, acum următoarea. Ce zici? Începe să ia formă. Oare. Altă viață. Și alt trai. Deci e primul cap landat, nu? Da. Până acum ai unul la activ. Bun. Ai timp. Până pleci, nu e nicio problemă. Hai că-l țin. Eu am mâna mare prin trei căpriori deodată, vezi? Da, chiar.
grijă. Bun, tare. Dăm cu capul aici. Uite, asta mai trebuie un pic. Asta nu-ți dă. Mai de vreo pe aici. Știi de ce am renunțat acolo? La ce? Să tai pe ăla? De ce? Că am lovit cu eu. L-am lovit și eu? L-ai lovit și tu. Mi-i discuzi. Vezi de asta nu... N-are treabă. Mi-i discuzi. Dar am zis totuși că s-o tăiesc, știi? N-are costeluși treabă. Și așa am vreo două zali sărite. Da? Nu-s deloc. Cât e cu ea tăia drujba asta? De elea de 15. Trecea, asta... trecea prin ele ca prin... De ce mergi pe autostradă? Vezi de asta? Deci... Câte mai sunt? Două? Două. Păi da, ajunge, că cât ai pus în partea aia... Și din coace. Costeluș, meserii. Nu meserii. E meserii cea mai, dar... Ei, nu. Învelită nu se bagă de seamă, acoperit tot, folii, pământ. Costeluș, dar niște din asta de anti-iarbă ar fi bun, nu? De care? Folii din aia de... Da, da, mi-a zis cineva, mi-a zis Dani și Cori. Cu ce poți să izolezi, știi? Aha. Și într-adevăr, să izolezi. A, ziceai de cineva că ți dă de el, de plastic, de ceva, ziceai? Da, Andrei. Andrei? Andrei, care mai poți aici. Băiatul de-aseară care era cu el? Da, da. Uh-huh. Bravo. Bravo lui Andrei. Tot respectul de la băieții de pe centru. De pe centru. Dar ce se întâmplă aici așa? Parcă zici că nu mai vin. Ori le-am tras un pic mai într-o parte. Ei, nu vin. Lasă Costeluș, că doar se acoperă astea, nu rămân de frumuseți. Da. Hai. Pe ăsta putem să-l dăm, văd cum în plus. A, că ăsta l-am băgat după aia, da mă. Am, nu ieșit cu virgulă, nu da cu virgulă. La socotel. Dar nu-i problemă. Nu-i. Frumos să vede Costeluș de aici. Prinde-mă, prinde. Ai auzit? Colibă, dar să arate frumos. Știi ce fel se vede de aici? Se vede frumos rău tare în partea aia, sus, în deal. Ia uite, pădurea. Băi, Mariane. Băi, mergem cu ATV-urile acolo. Eu n-am cele mai mari posibilități. Da. Fac cea mai tare cabană sau așa, dar am imaginație. Eu cred că majoritatea oamenilor de pe canalul tău cred că o înțeles. Așa cred. Unii care comentează urât. Frumos. Ia uite, o ieșit iar soarele. O să mâine, o să-i pun aici, din astea ce-o rămas, îi pun până acolo, știi, ca să fie acoperiș cu totul. Da, imediat facem, nu-i bai. Nu-i panică. Da. Te mai este un pic la ce am tirat? Am învârtit acum da. Două minute. Super. Și s-a bătut și ultima. Si tai acolo sus, poți să folosesc un pic drujba? Ce întrebare, Costeluș. Așa e frumos. Eha. Nu mai vin de acum pe la tine. De ce? Așa. Ce întrebare e asta, Costeluș, dacă poți să folosesc drujba? Da, mă, da.
Eu de putut pot, știi? Da. Cum o să întreb? Bine, Costeluș. Mă duc să văd ceau nu, că rămânem nemâncați. După aia nu de altă, dar nu mai scoți de-a întâlnit. Vai, 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 vai. Scoate ochii, Costeluș, fumul ăsta. Fumul ăsta scoate ochii. Hai de mine. Da, nu pot cu o mână. Coliba ciobănașului. Da. Costeluș? O fi mai trebuie în sari, oare eu nu? Da. E, ar fi cam gata, da? Îl așteptăm și pe... Ia că nu vrea să stea, unde se duce? Ar fi cam gata, Costeluș. Pun astea așa, că fac gen, îi alungesc cumva acoperișul, ca să, dacă plouă, oricum aici e moloz mult, nu-i pământ, știi? Vezi betoane aici jos. Este o fundație. A, de la casa care zici, da, că a fost aici. Știi? Și de asta m-am orientat, că știam că dacă o să plouă, se infiltreze și toată apa e acolo, știi? Perfect. Deci are o fundație și se pașă într-o groapă. Deci asta a fost proiectul pus bine, la gândit înainte, nu a fost așa... M-am gândit și eu, de seama, că nu sunt eu cel mai... Dar măcar cădică, știi? Să nu am probleme mari în viitor. Bravo! Păi de ce? Ce să-mi zic? Ia uite ce au unul cum sfârâi, Costeluș. Era am o foame. Da? Ok, oricum e târziu. Poți mai pun? Acum eu trebuie să-mi cap, uite ăștia doi. Asta. E așa. Perfect. Frumos. Cum? Perfect. Nu? Da. Că mi-aduci 2, 3, 4 cui, te rog? Da, 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 cum să nu? Mersi frumos.
Gata. Gata. Gata? Gata momentan. Într-un final. Într-un final de la acoperiș. Exact. Da. Eu aș putea, bineînțeles, profit de ocazie că ești aici și să zic, hai să batem scândurile, hai să punem nailonul. Da, când ești musafirism? Da, e, te mai este o leacă până la apusinii. Mâncăm și dar rămâne timp în sântunică? Nu, nu mai facem, nu. Cu ce am? Am eu. De ce? Eu oricum îți mulțumesc mult că ai venit. Până să apuni soarele, îi dăm bătaie în continuare. Ci... Nu. Cât putem? Nu, las că fac eu musafirism. Avem timp, mai e timp. Hai, mă. Că doar la scânduri nu e așa greu. Păi azi cred că a fost frumos, azi nicăm în namolim, eu uite ce... Da, 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 a? Da. Hai să... Nu spălăm pe mine și mergem un pic. Da, și după aia îl punem la loc. Să rămână caldă, poate mai vine vreun amărât. Da. La cine să vină aici pe dealul ăsta? Ăla cu lemnul, băiatul ăla care a venit și a uitat geac. Da? Sticla. 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 Da. Ota la ea! Prietenul tău nu vine? Costel? Costel? Mai sunăm odată. Mai sunăm odată? Mai avea ceva de făcut, da? Eee... E după el? Eee... E după el? Toate-s... Atent ce mișto arată. Ei, da. Cu niște murături, cu varză murată. Zici? O să nu leac pe Costel de mai veni. Ceea că face, nu știu ce, cu mădălină, știi? Ceea că pune... Pune nu știu ce face. Ceva de întins rufi. Da? Am întins și eu rufi. A început lumea să mă comenteze cu... Dar nu se întinde așa, dar trebuia, da, trebuia prosop la prosop, mai eu la mai eu și nu mai zic mai departe ce la ce. Da. Nu mai comentez, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, lasă așa. Nu mai poți să zici, cred că de la tochitura asta. Nu mai am cuvinte de la tochitura asta. Ce mișto arată. Zici? Nu te vezi? Ieri a venit un vizitator, dacă venea azi, îl serveam cu tăchitură. Toate... Hop! Hop. Așa. Să stea cald aici. Da? A, uite așa. Frumos. Hai să ne punem un pic la masă. Nu? Da. Am asta și după aia revenim. Și acum cât era? Cât era? Nu știu. Era 8 jumate când am ajuns aici, nu? Mhm. Costeluș. Bă, la proștie, primul rând. Am tăiat o leacă de amiaz. A, vezi, aparent pare ușor. Ia să vedem ce avem aici. Cum e? Murătura ar putea fi. Dacă arduceam și murătura era cel mai tare. Zi-mi cu astea dacă nu plecă de acasă. De-aia abia s-a mutat la casă nouă, sigur n-are murătura. Bun. Am trebuit să un telefon. Îl dau pe asta mai într-o parte un pic să stai numai cazul, să nu se mai trezească, nu? Da. Da, stângim focul. Am făcut ceva? Să arătăm de prău? Mergem, Costeluș. A puni soarele. Într-adevăr, a fost frumos. Bine, ia să poți un pic promotarea. Ne pregătim de drum, ne prindem noaptea pe drum. Avem de mers.
un motor. Dar nu veni Costel cu motorul vechi. Asta e trei tare, nu, oricât. Ieri l-am văzut cu Mădălina. Nu veni care probleme cu spate. Merg? Da. Și aici e hatul tău. Te-am văzut pe aici cu ATV-ul, pe marginea asta. Da, da, da. Bine, ce văd? Ce văd? E, dar nu vin eu cu Costeluș. Cu ATV-ul, eu te mergi încolo. Oho, dar ce-i trece pe acolo? Uite, da. Drumul duce până la păduri. Este da. Intrarea acolo în colțul ăla. Uite și aici e imașul ăsta frumos. Da. Ai râuleț aici. Este. E fain? Da. Super. Ai și fântână lângă căsuț. Frumos o faci, fântâna aia. Da, trebuie să o fac. Dar acum n-ai frig. Da, vine. Ai mult impediment. Vine iarna. M-a dus apă de la râu. A, s-a udat. S-a stânsit tot. Mai sunt doar aburi acum, a zis. A fost încins. Gata. Cam atât. De aici. Cam atât pentru astăzi. Puteam să profit de ocazie și să... Să-l pun pe Marian la treabă, dar nu. Am făcut azi. Da, am zis, vizitatori. Oricum, eu apreciez foarte mult gestul Marian, mulțumesc tare mult de ajutor. Cu cea mai mare plăcere, Costeluș. Chiar și dacă îți dă cineva un cui la mână, contează foarte mult. Nu că mult. Da. Mult. Într-adevăr, așa este. Și mai ales să fii cu cineva. Da, să... mai trebuie altfel, trece timp, uite, soarele apune și nici nu știi când o trecut. O trecut, nici n-am simțit. Într-adevăr. Frumos. Așa că hai să mergem și noi acasă. Da. Costeluș, să vedem ce mai facem. Ne auzim ceva când facem o plimbare pe câmp pe aici cu ATV-urile. Cu ATV-urile. Le aduc pe amândouă pe platformă cu un prieten și facem o cursă nebunească toată ziua. Fleașcă să ne ducem acasă, cum eram noi copchii mititei, știi? Da, dacă mai când, și minge, ba, oleu, mamă. Eram, ne duceam în casă fleașcă noaptea. La Chicior eram us fleașcă, fleașcă, fleașcă. Ce vremuri, ne dădeam cu Sania din deal până... Nu abia aștept să ning un pic. Da. Asta e. Ne auzim la un... Nou video. Cât de curând, nu? Corect. Sperăm. Bun, v-am salutat, pa, pa. Salut, pa, pa. Dragi prieteni, am plecat către casă. Am petrecut o zi pe cinste cu Costeluș Munteanu. Mai venim o repriză când dă ninsoarea. Foarte frumos acolo la el, unde își face căsuța. Și apoi când noi venim, mergem tot câmpul ăla și petrecem. Dar să fie zăpadă, că altfel ne potmolim, ne facem ca purcei ne facem. Așadar, nu uitați de abonare, de un like, de un dislike, de un comentariu și nu uitați de participarea la tombolă pentru Crăciun, pentru ATV-ul cu comentariu, vreau să particip, like și cam atât. Notificările să fie mereu aprinse. În caz de extragere la sorți, să nu aveți notificări, luăm alt concurent. Cam atât pe astăzi. V-am pupat, o zi plăcută să aveți.